împrejurimile zic eu că sunt puțin... Am făcut și puțină prezentare turistică, exact. Dacă tot... Acum o să revenim am ajuns și la Hunedoara. Sau să revenim la probleme legate de... Trafic. Trafic, de intersecții, de semnalizări sau de lipsa semnalizărilor. Exact ce a spus și noastră, este un drum aici unde părerea mea că ar trebui mult mai... Asta trebuie să fie unul dintre cele mai importante drumuri din Europa, exact. Pentru că duce la un castel pe care nu-l găsești decât foarte, foarte rar în lume. Exact. Și uitați cum arată unul dintre cele mai importante drumuri. Dar... uitați, vor să facă zonă pietonală, se pare că au și scris acolo. Vor să facă zonă pietonală în jurul castelului. Însă, înainte de toate, mai drumul mai trebuie să fie pus la punct. Da. Avem și alți instructori. Am părăsit castelul. E o zonă în care se face școală. În principiu veneam cu elevii, dar vedeți noastră, acum de când e drumul ăsta, încercăm să recunosc, să mai protejăm și de puțin mașinile. Dar mai venim. O să facem prima la dreapta, acolo înainte de clădirea aceea mouă. Da. Este o intersecție acolo unde a făcut dubița stânga. O să intrăm și noi în dreapta. Deci să aici? Da, o să intrăm într-o intersecție imediat după ce ajungem la capătul străduței. Încoace este semnalizată foarte bine, observați noastră, că încedează trecerea acolo pentru cei care vin, indicatoarele de pe drum sunt ok, iar la capătul intersecției rugămintea să mergem mai încetuț, o să facem stânga în intersecția asta, dar uitați-vă dumneavoastră, avem cedează, da? Da. Bun, atât, trebuie să ne gândim foarte bine și aici cine mai are, uitați-vă, acolo în partea dreaptă se vede amărât de tot un indicator de stop. Vedeți da, acolo lângă, care nu se prea vede. Exact, care nu se prea vede și atunci celălalt este drumul prioritar. Deci cine vine de aici de încedează trecerea trebuie neapărat să dea prioritate tuturor celor din intersecție. Stânga față au prioritate drum prioritar. Noi cu cei din dreapta regula priorității de dreapta, deci da. El este cel care are prioritate, da? Și ăsta este celălalt drum care merge spre castel. De aia spuneam că doar nu știu despre ce este vorba. Bun, aici o să facem dreapta la intersecția. Așa este un spațiu aici, vedeți, care ne spune sau ne separă. Deci ce dreapta? Avem stop. Cei care fac stânga de obicei uită de acest stop și îl neglijează. Și aici o să mergem înainte. O să vedem aici un drum cu sens unic. Iarăși, bineînțeles, vehicule oprite, dar este regulamentat pe drumurile cu sens unic. Fiind sens unic nu e o problemă, exact, că nu vei nimic din sensul opus și atunci... Exact, atâta timp se lasă o bandă de circulație. Este bine, o să rămânem pentru stânga aici. Vedeți, în Hunedoara sunt foarte multe drumuri din astea întortocheate, dacă da. Da, este un orășel unde există niște situații în care se pot încurca oamenii, dar scopul pregătirii practice este să îi învățăm, să le arătăm și să nu cadă în capcanele respectivelor. Aici este puțin ciudat, vedeți, opriți și pe dreapta și pe stânga. Iar în continuare sens unic, într-adevăr, dar mi se pare puțin ciudat. La intersecția semaforizată o să facem stânga. Da. Avem suficient timp, sigur că da, iar la următoarea intersecție o să facem dreapta. Am înțeles. Sau de fapt, mergem înainte, o să mergem înainte pentru că mai e o intersecție ușor interesantă pe care aș vrea să o... Și neapărat să ajungem în, nu în dealul Spirii, ci în dealul... Ajungem acolo către Micro 7, exact. Cu foarte multe rampe și destul de mari. Și o să ajungem acolo să vedem ce și cum. Și aici mergem înainte. Sigur că da. Ajungem la facultatea de inginerie. Atât m-ați învârtit că m-ați pierdut. Deja, numai, ne apropiem de sensul giratorului. A, bun, de gata, spre am păprit-o. Așa. Dar ne-am învârtit, nu mai știam da, pe unde. Tot în sens o să ajungem, iar acolo o să facem tot dreapta. Ca să dreapta, mergem spre o intersecție interesantă. La fel de prost semnalizată ca și cea din centru vechi. Deci aici o să ne încadrăm pe banda întâi pentru a face dreapta. Și o luăm spre centru, spre Casa de Cultură. Exact, ajungem spre Casa de Cultură. Hunedoara nu este un oraș foarte mare, dragi prieteni. Așa, într-un sfert de oră l-ați parcurs tot. Fără niciun fel de probleme, sigur că da. Am și prins astăzi o zi mai mohorâtă, că de obicei arată mai bine, dar da. E cam unorat astăzi. Sunt promisiuni de la actuala conducere a primăriei că va arăta și mai bine în următorii ani. Este un primar un pic mai tânăr, un pic mai cu... O fi un pic mai tânăr, dar
Deocamdată nu văd nimic. Nu se vede, corect, da. Corect. Dar așa, așteptăm. Aici, așteptăm, așteptăm, da. Abia este prima. Aici e casa de cultură. Casa de cultură pe dreapta, sigur că da, o să continuăm drumul pe direcția aici înainte. E sens unic. Este un sens unic din celălalt, din cealaltă parte, aici acces interzis. Vor să facă zonă pietonală și aici sunt foarte multe discuții pentru că singura soluție sau singura chestie pe care n-au reușit să rezolve, mașinile parcate acolo. N-au unde deocamdată să le să le scoate de acolo, da. Pentru cei care locuiesc în zonă și aici, aici o să mergem înainte, nu o să mergem înainte, o să vedem de ce imediat. Și aici ne ducem către zona mai deluroasă. Da, urcăm ușor spre Micro 7, dar aici în stânga este Parcul Corbin, un parc pe vremuri foarte, mă rog, celebr, nu? Din ce spune lumea, aici s-a pierdut un mandat de primar din cauza acelei construcții, care nu știu dacă s-a prins-o și camera din parc, este o clădire aici deocată lăsată de izbeliște. Așa. Aici, la intersecția de care ne apropiem, iarăși o semnalizare, zic eu, total greșită. Odată asta este de o părere. Aici. Da. Nu avem niciun indicator. Observați că din sens opus este stop, dar da. Care este celălalt drum fără prioritate? Deci dacă nu știm intersecția, și uitați-vă ce greu se vede acel ce dează trecerea. Ăla nu se vede. Este pe stâlp, dar nu se vede. O să facem stânga aici. Nu putem să stabilim regulile de prioritate. Aici ar trebui indicatoare plus panouri adiționale. Observați aici o chestie. Avem o intersecție unde nu putem decât înainte sau la dreapta. Dar înainte, înainte este... nu se poate. Sensul. Deci singura situație legală este să facem dreapta aici. Da. Iar asta, asta exact ce ați făcut dumneavoastră acum, este un tip de intersecție unde dacă ar fi să venim puțin cu sensul giratoriu. Păi fac dreapta pentru că este singura variantă legală. Nu semnalizez, ați semnalizat. Am semnalizat. De aceea spuneam eu că și în sensul giratoriu trebuie semnalizat acea, acel viraj către stânga. Chiar dacă nu, normal nu avea sens să semnalizez fiind singura direcție pe care pentru că și aici a fost aceeași regulă. Am sigur. Da. Ei, acum ajungem la intersecție semaforizată. Iarăși zic eu că ne ajută foarte mult acel cronometru să știm cât avem de așteptat la culoare roșie și apoi să ne continuăm pe direcția înainte drumul. Da, aici e destul de mult, 5-3 da, minute. Da, da, este destul de mult. Celălalt bulevard se consideră a, e important. Un pic mai important sau cu circulație mai intensă. Deși la orele de dus copiii la școală sau la orele când se iasă de la servici, să știți că și direcția noastră și direcția dinspre Micro 7 este, este plină. Deci acum mergem spre Micro 7 sigur, în sus. Sigur, urcăm ușurel așa, o să ajungem spre Micro 7 și iarăși o să intrăm într-o intersecție într-o, pe o străduță foarte interesantă. Domnul unde... Cărnic, dumneavoastră fiind hunedoran, vă întreb iarna dacă sunt probleme aici. Nu cu... se urcă. Deci la examen nu se urcă, nici noi nu urcăm cu ei, nici examinatorii nu riscă. Dar de curățat să... e curățat, domnul, numai că nu vă riscați. Da, da, de obicei, ca peste tot, cu un pic de întârziere, dar să știți că totul se curăță, deci nu, nu pot să... Nu, fiind totuși abrupt, nu... Este periculos, vă dați seama, este foarte periculos. Și da, pe timp uscat nu sunt probleme. Fără probleme, urcăm, s-a asfaltat. Așa, și o să facem stânga. Uitați acolo, acea străduță unde este conducta de gaz. Vedeți? Deci la prima, a doua. Deci aici, aici unde este, așa. Este o străduță pe care o să întâlnim foarte multe mașini oprite, deși aici nu este sens unic. Aici noi băgăm destul de des pe elevi pentru că, și în special din sens opus, pentru că ei vor trebui să aleagă situațiile acelea de a da prioritate. Am înțeles. Știți? Adică ei trebuie să-și caute întotdeauna cu ochiul sau cu ochii, exact un loc de a se retrage în momentul în care din sens opus vin autovehicule. Să aveți grijă că e și un pic mai... Acum, aici nu s-a ajuns încă cu asfaltarea. Încă nu s-a ajuns cu asfaltarea din nefericire, deși... Dar nu, de câțiva ani, de fapt, nu de câțiva ani, de câțiva ani bun, de vreo 10 ani se tot asfaltează în Hunedoara. Da, și, da, dacă nu se, nu, mai nu se reușește, pentru că întotdeauna se spune, domne, s-au terminat banii. Probabil, așa este, așa. La capătul intersecției, pentru cei care sunt la început, este o mică, mare problemă, în sensul că, observați, noastră se face o rampă abruptă, din scurt, da, așa. Da, da. O să facem stânga acolo la... intersecția respectivă. Sau haideți să facem dreapta, să vedem cât de greu este să urcăm. Haideți în dreapta. Facem dreapta că urcăm foarte greu aici, vedeți? Ei, aici trebuie ei. Aici vrei, nu vrei plecare din pantă. Absolut, dreapta întâi, pentru că uitați-vă, asigurarea este destul de grea și pentru ei, uitați-vă, aici, aici au fost, în vara aceasta au căzut 4 oameni, unul dintre ei a dat a treia și a murit motoră, niciunul n-a reușit să mai plece dintre elevi a unui coleg. Bineînțeles, examinatorul a zis, dragii mei, dacă plecați, vă dau examenul. Putem înainte, putem în dreapta, mergem înainte.
mergem înainte, o să vedem un picuț și așa, sunt două străzi paralele. Cartierul muncitoresc. Da. Aici o să facem dreapta, aici la intersecția asta, să facem dreapta. Este cam aproximativ aceeași situație ca și din intersecția de unde am ieșit, adică viraj la dreapta cu o rampă foarte mare. Vedeți? Da. Ia uitați-vă. Ei, aici iară sunt mici, mari probleme, mai ales la început pentru ele, pentru că au acel instinct de a reduce viteza, dar apoi nu mai reușesc să plece cu mașina. Da, și dacă lasă într-o dreaptă superioară, moare motorul.